Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou pas informativ. Colegiul Național Unirea din Focșani a găzduit în weekend centenarul Marcian Bleahu și concursul județean Simion Mehedinți, ediția 8-a. Invitații de onoare au fost Corneliu Iațu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Romeo Perlic de la Federația Română de Speologie. Am plăcerea de a deschide ediția cu numărul 8 a concursului simpozion Simion Mehedinți, cu o temă cu totul aparte în acest an. Tema este centenar Marcian Bleahu, pentru că o mare personalitate a geoștiințelor în România, profesor Marcian Bleahu, a devenit în acest an 100 de ani. În fiecare an, la concursul Simion Mehedinți, noi am avut ca teme fie fenomene, procese de natură geografică, fie am evocat diverse personalități, în special discipolii Marelui Savant Simion Mehedinți, adică l-am evocat pe George Vârsan, pe Nicolae Vrădulescu, fost elev și profesor al liceului Unirea din Focșani, și alte mari personalități. Este un concurs organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, de Liceul de Arte Vreme Tatărascu, de Colegiul Național Unirea și de alte colegii și licee care de fiecare dată sunt alături și se implică în această organizare și le mulțumesc în mod deosebit. Vreau să mulțumesc invitațiilor speciale, domnului profesor universitar Corneliu Iațu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, președintele Societății de Geografie, domnului Romeo Perlic, speolog, membru al grupului de speologie Avenul din Brașov, vicepreședinte al Societății Române de Speologie și Carstologie. Un concurs pe teme de geografie. Ne aflăm la cea de-a 8-a ediție. Sperăm în o durată cât mai lungă a acestei activități. Felicit colegii și le mulțumesc pe această cale colegilor implicați în desfășurarea acestei activități. Felicit elevii care s-au pregătit pentru cele două probe ale concursului. Mulțumim, Sofie Cherciu. Ea este îndrumată de doamna profesor Doina Colavini. Vorbeam de note fără portativ, gânduri despre muzica ale unui meloman pasionat. Și vreau să vă citesc un mic pasaj din preludiu, ca să înțelegeți pasiunea lui Marcian Bleahu pentru melodie. Citesc. Pentru mine muzica este o necesitate, cum este aerul și hrana. Radioul, postul România Muzical, merge în continuu. Chiar și noaptea, pe un mic radio pe care l-am lângă pernă și ascult, împletit cu vise, programul Euroclasic Nocturnă, transmis toată noaptea. La serviciu, la Institutul Geologic și la Muzeul Geologic, aveam un radio pe birou care nu se oprea niciodată. Citesc, mănânc, mă spăl, merg cu mașina, fac conversații cu musafirii pe muzică. Și doar când predam la facultate sau eram în ședințele de la Senat, muzica tăcea momentan pentru mine, în auzul exterior, dar nu în cel interior. Mie îmi pare rău că ne-am tratat cu doamna Bleahu, era fost la București și trebuia să mă întâlnesc cu ei. Mi-a spus că, din păcate, el este în spital, el are o problemă de sănătate. Trebuia să se conecteze live, online aici, să-mi spună câteva cuvinte, a fi fost frumos. Din păcate, asta este vârsta, își spune cuvântul. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să evocăm personalitatea lui Marcian Bleahu
din mai multe chei. Și eu aici aș începe, să spun așa, să le rog pe Marcean Bleahor, dintr-o perspectivă, l-aștepta pe Mark Twain, care spunea foarte simplu că este mai bine să nu ai onoruri, dar să le meriți, decât să ai onoruri pe care nu le meriți. Iar Marcean Bleahor se încadrează oarecum în această categorie a onorurilor pe care nu le-a avut, dar le-a meritat din plin. Și faptul că noi încercăm acum, eu știu, după la 100 de ani, să punem acolo pe un piedestal pe care îl merită, este lăudabil, dar este și un fel de masochism aici, pentru că atâta timp cât, eu știu, o personalitate este în viață, evităm să-i spunem care sunt meritele lui. După ce a murit, toată lumea se grăbește cu laudele. Dar sunt cam tardiv din punctul ăsta de vedere. Este nu doar interesant, este faptul că colegiul dumneavoastră se numește Colegiul Unire. În CV-ul domnului Marcean Bleahor, aici avem o carte care adună, sintetiza munca acestui extraordinar om. Subliniez ceea ce am spus antevorbitorii mei. A finalizat studiile universitare cu licență în științele geografice. Deci, subliniez geografice. Iar doctoratul este în geografie, cu toate că sună puțin geologic, morfologia castică, geografie. Geografie, unde avem straturi, unele așezate peste celelalte și am putea spune foarte pe scurt, este vorba de partea fizică, poate partea economică, partea etnologică și așa mai departe. Sunt aici, în fața dumneavoastră, pornind mai întâi de la simpla calitate de teolog, apoi vicepreședinte al Societății Române de Astrologie și Carstologie și deosebită onoare neașteptată pe parcursul anilor de apropiata familiei Bleahor. Ne-aș dori ca și după acest timp petrecut împreună în sală, după aceste momente muzicale extraordinare, cum au spus antevorbitorii, domnul Bleahor funcționa pe bază de muzică. Funcționa continuu. Funcționa noaptea, pentru că doamna Bleahor a amintit în mai multe rânduri că muzica la ei mergea practic continuu. Deci funcționa pe bază de muzică, oare de ce ne spune asta? Și apoi, când îți luau cărțile dânsului, ale domnului Marcean Bleahor, veți vedea că ne transmite un set de principii. El nu s-a abătut de la aceste principii. Unul dintre ele era în felul următor, lua o lucrare, o cerpea, nu lăsa de mână până nu era produs finit. Își gestiona atât de bine timpul încât începea, iar ceea ce termina într-un mod condensat de timp, era deja un produs finit. Pompierii militari au acționat în luna octombrie pentru soluționarea a peste 500 de acțiuni. Dintre acestea, 32 au fost incendii. Echipajele SMURD au acționat în 332 de situații medicale de urgență.
stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată, reprezintă doar câteva exemple din cele 526 de misiuni desfășurate de salvatorii vrânceni în decursul lunii octombrie. Astfel, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale, în 332 de cazuri. Cele mai multe solicitări au fost preluate de paramedicii din cadrul detașamentului de pompieri Focșani, 146 de cazuri, urmând secția de pompieri Adjud, 88 de cazuri, stația de pompieri Panciu, 65 de cazuri și secția de pompieri Vidra, 33 de cazuri. De asemenea, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a 32 de incendii, din care 9 la vegetație uscată, mărăciniș, vegetație erboasă înaltă și litieră și 23 la gospodăriile, populației și alte obiective. Principalele cauze fiind coș, burlan de fum, defect, necurățat sau neprotejat față de materialele combustibile, instalații electrice defecte și foc deschis în spații deschise. Totodată, echipajele de descarcerare au intervenit în 7 misiuni pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere. Concomitent cu misiunile desfășurate pentru stingerea incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență, pompierii militari au acționat în 13 situații privind asistența persoanelor, deblocări de uși, înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, 18 misiuni de asigurare sau supravegherea zonelor pentru prevenirea situațiilor de urgență, 5 misiuni de sprijin la intervenție, 10 misiuni pirotehnice, 8 misiuni pentru salvarea animalelor din medii ostile vieții și 32 de alte intervenții. Totodată au fost desfășurate 30 de activități de recunoaștere în teren și 6 exerciții cu forțe și mijloace în teren, care au vizat pregătirea și perfecționarea deprinderilor pentru executarea misiunilor. În 8 cazuri, echipajele pompierilor au fost întoarse din traseu. 19 deplasări s-au efectuat fără a mai fi necesară intervenția salvatorilor, iar 6 solicitări s-au dovedit a fi alarme false. De asemenea, serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit independent și în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență în 32 de cazuri. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fiipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play. Se arată într-un comunicat al Compartimentului de Informare și Relații Publice al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea. Incidența cazurilor de tuberculoză a crescut, spun medicii de la Spitalul Județean din Focșani. Statul acordă și o sumă de bani celor care fac dovada că se tratează, dar din păcate, după externare, pacienții revin la cabinete cu o formă mai gravă a bolii, pentru că nu respectă indicațiile medicilor. Doamna doctor, tot vorbiți despre tuberculoză, adică tot vorbiți, aud și eu vorbindu-se mult despre tuberculoză. A fost o vreme când nici nu se mai pomenea de tuberculoză. Acum văd că iar. Ne vorbiți un pic despre treaba asta. Din păcate, incidența cazurilor de tuberculoză a crescut și mortalitatea la fel. Mai ales de la pandemie încoace s-au adresat mulți pacienți tineri cu forme foarte extinse pentru că nu au venit din timp, au stat mult. Pe perioada pandemiei mulți nu veneau că de frica da. COVID-ului, noi am funcționat. Chiar dacă am fost și pentru așa, nu, dar, adică compartimentul de tuberculoză, de TBC, bolnavilor cu tuberculoză, nu a fost niciodată desființat. Chiar și în pandemie, când am fost relocați și am lucrat și infecțioase și peste tot, mereu, erau separați? Da, au fost separați și am avut inclusiv COVID și TBC și astfel de cazuri erau doar la noi tratate, iar tuberculoza în județul Vrancea este doar la noi tratată. În momentul de față, cred că au toate condițiile bolnavii cu tuberculoză să facă tratamentul și să stea internați cât este nevoie. Din păcate, nu toți stau suficient de mult pentru că sunt tentați să plece. O parte dintre ei sunt, așa cum probabil se știe, mari consumatori de alcool sau din medii defavorizate. O parte sunt din medii foarte bune. Iar cei care consumă, sunt tentați de acea sumă de bani care li se dă dacă ei fac tratamentul și după ce pleacă. Din păcate... Opriți-vă puțin, cum adică? Da. Ce sumă de bani se dă? Este vorba de 1000 de lei. Așa.
care o primesc dacă ei fac dovada colegilor din dispensar că se urmează tratamentul, se duc la tratament, iau pastilele tot timpul, merg favorabil. Și de unde sunt banii ăștia? Cine-i sunt de la minister. De la minister. Adică pe programele speciale de TBC. Despre banii ăștia vă poate spune mai mult doamna doctor Țopan sau doctor Ursescu, doctor Țaușărescu, cei care sunt în dispensar. Dar eu altceva vreau să subliniez. Ei sunt stimulați să facă tratamentul și e un lucru foarte bun. Sunt stimulat să aibă bani de alimente pentru că trebuie să mănânce mai bine, numai că, din păcate, eu nu cred că toți acești bolnavi fac ceea ce trebuie cu banii, pentru că cei mai mulți, după o lună sau mai puțin de stat pe acasă, se întorc cu forme mult mai grave decât au plecat la externarea de la noi. Dar probabil că vă referiți la oameni din medii destul de precare, nu? Absolut. Că se duc se și beau de banii da. Ăștia, îți cumpără, eu știu, ferească Dumnezeu. Dar am înțeles că și persoane din medii foarte bune da. Pot să aibă tuberculoză, absolut. Se contaminează de undeva sau cum poate? Care sunt semnele prime? Au o imunitate scăzută, în principiu. Da. Ori boli care fac imunodepresie, ori oboseală, sunt tineri studenți care nu dorm, care, nu știu, pierd nopți, da? Și atunci orice scade imunitatea la un prag destul de mare, în contact cu un bolnav cu tuberculoză care poate exista oriunde, da? Putem întâlni bolnav cu tuberculoză oriunde pentru că în momentul de față legea nu îi obligă să stea internați chiar dacă ei sunt pozitivi. Și de ce și atunci, nu stau internați? Pentru că se face cumva lobby la nivel de țară, nu doar în Focșani sau mai știu unde, să fie stimulați ca acești bolnavi să integreze în societate, să își urmeze tratamentul, nu se mai consideră contagioși după o perioadă când ei își fac tratamentul, chiar dacă sunt în continuare pozitive în microscopie optică, dar nu toți sunt așa cum scrie în carte și atunci ei stau în parcuri, la medici, la teatru, la diverse sări și na, un om sănătos nu, adică cu imunitate bună, în principiu nu se îmbolnăvește de tuberculoză, toți suntem purtători, dar nu facem boală. Am văzut în parcuri, în așa găști și nu numai de elevi de liceu, așa de oameni destul de bun. Beau bere, își dau sticla de la unul la altul, se pot contamina, pot să de la prin așa ceva? Tuberculoza este o boală cu transmisie aerogenă. Deci asta transmite prin aer. Da, în principiu așa este sursa de transmitere, deci dacă bea de unul altul poate să ai alte boli, dar tuberculoza se transmite prin aer. Deci nu... Într-un spațiu închis, dacă stai o perioadă mai mare de timp și la o distanță destul de mică sau dacă acel spațiu nu este ventilat corespunzător, poți să iei boală. Festivalul datinilor și obiceiurilor ediția 13 va avea loc în acest an pe 14 decembrie la Sala Balada din Focșani. Cetele de colindători și plugari se pot înscrie la acest concurs, al cărui trofeu este în valoare de 4.000 de lei până pe data de 9 decembrie. Intrarea la eveniment este liberă. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani și secția Ansamblul Folclorii Țara Vrancei, organizează în data de 14 decembrie 2024 la Sala Balada din Focșani, la ora 14, Festivalul Național al Datinilor și al Obiceiurilor de Iarnă, ediția 23-a. Înscrierile la festivalul concurs se desfășoară până la data de 9 decembrie 2024 la adresa de e-mail centrulculturalvrancea@gmail.com și se adresează ansamblurilor de colindători, plugari, sorcove, stea, jieni, capră, mascați din toate zonele etnofolclorice ale țării. Această manifestare tradițională este înscrisă în programul acțiunilor cultural-artistice, având ca principal obiectiv cunoașterea și valorificarea patrimoniului de datin și de obiceiuri păstrate în timp și practicate cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou. Componența juriului este următoarea. Președintele este Valentin Marin, etnomuzicolog, manager la Radio România Antena Satelor, iar membrii profesor universitar doctor etnolog Dona Ișfanoni, istoric și teoretician de artă, membru al Consiliului Național pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și Sorin Franco, managerul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Concurenții vor primi diplome și premii oferite de Centrul Cultural Vrancea, respectiv trofeul festivalului în valoare de 4.000 de lei, premiul întâi 3.000 de lei, premiul al doilea 2.000 de lei și premiul al treilea 1.000 de lei. De asemenea, vor mai fi acordate 6 premii pentru promovarea datinilor și a obiceiurilor tradiționale de iarnă pentru fiecare grup participant la festival, în valoare de 700 de lei. Festivalul se va desfășura în Sala Balada, sâmbătă 14 decembrie 2024 la ora 14, sub forma unui spectacol cu intrarea liberă.
Vă așteptăm cu mult drag, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Vrancea. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 2 grade, iar cele maxime între 7 și 9 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!